Salut, bine v-am regăsit tot de la malul mării, tot aici, de la Hotel Alcor din Mamaia. Puțină plajă, puțin soare și puțină discuție despre noi, despre femei și despre bărbați, pentru că am observat foarte multe femei care se plâng că nu găsesc bărbați, foarte multe femei care spun că bărbații sunt superficiali și imaturi. Întrebarea este cum se face că dați doar peste ăștia? Ca nu cumva e o poveste și legată de voi, chestia asta, că nu dați de bărbați care să fie cât de cât inteligenți, cât de cât maturi, cât de cât asumați. Nu cred eu că absolut toți bărbații de pe planeta asta sau toți bărbații români sunt așa cum îi descrieți. Și atunci ar fi foarte interesant să faceți un exercițiu de conectare la sine, adică la voi, și să vă întrebați cum sunt bărbații, care este credința voastră despre bărbați. Bărbații sunt puncte, puncte și scrieți acolo. Puteți să scrieți și aici, fără probleme, ce vă vine în minte la început. Nu știu, ce vreți voi. Copii, neasumați, curvari și așa mai departe. Oameni în care nu poți să ai încredere. Ce vă vine, pur și simplu? După care faceți următorul exercițiu. Gândiți-vă de unde vi s-a construit ideea asta despre bărbați. Pentru că este foarte important să găsiți resursa, să găsiți momentul și motivul care v-a dus la tipul ăsta de gândire. Pentru că în momentul în care tu gândești despre un bărbat sau despre bărbați în general că sunt superficiali, că nu sunt demni de încredere, că nu sunt, în principiu, care este rolul tău în relaționarea cu ei? Care este rolul tău? Ce vrei tu să obții? Ce fel de relații crezi că poți obține în momentul în care tu gândești așa despre bărbații în general? Este o chestie foarte importantă și n-ar fi rău să te gândești la asta, pentru că s-ar putea să fii tu într-o zonă irațională, tu într-o zonă de eroare și să te bazezi pe una, două experiențe nefericite, e adevărat, dar pe astea cu siguranță toți le-am avut și să ratezi cumva contactul cu realitatea și realitatea să nu fie aia pe care crezi tu. Pa!